Consilierii județeni au aprobat alocarea sumei de 18.304 lei pentru cofinanțarea proiectului pe fonduri europene, măsuri pentru asistarea șomerilor din regiunile fost industrializate, proiect realizat în parteneriat cu primăria sectorului 3. Este un proiect în colaborare cu cei de la primăria sectorului 3. Practic, când va fi terminat acest proiect descris, va începe și derularea lui, pentru că este pe exercițiu bugetar 2007-2013 și suntem în ultimul an de prelungire a acestui buget, deci el va trebui să fie finalizat până la finalul acestui an. Obiectivul proiectului este concilierea și orientarea profesională a șomerilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din Olt și București. Consiliul Județean va amenaja și două spații de instruire pentru 90 de persoane și va acorda subvenții și premii cursanților. Durata de implementare a proiectului este de 10 luni.